Te vaccinezi, primești o zi liberă de la muncă. Parlamentul a adoptat astăzi proiectul prin care toți cei care se imunizează vor avea o zi liberă pentru fiecare doză de vaccin făcută. Dacă nu au reușit cu micii din obor, autoritățile vor să-i momească acum pe români cu zile libere. Camera deputaților a adoptat cu o majoritate covârșitoare proiectul inițiat de USR. Astfel, persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 urmează să beneficieze la cerere de o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă în cazul angajaților din sistemul public și privat. Și elevii și studenții vor fi scutiți pentru o zi de la cursuri. Campania de vaccinare din România se află în acest moment într-un impas major. Deși începutul a fost entuziasmant, numărul celor care se vaccinează scade de pe o zi pe alta. Autoritățile își propuneau la începutul anului să vaccineze cel puțin 5 milioane de oameni până la 1 iunie, dar încă suntem departe de acest număr. Mai mult, țara noastră se vede nevoită să doneze sau chiar să arunci o mare parte din doze. Avem aceste statistici, o parte dintre ele, dintre doze au fost exportate. Poate și dintre cele care urmau să expire acum pe 30, dar există o analiză a tuturor, avem contacte cu mai multe țări pentru a exporta, pentru a dona, în fiecare zi primim cereri, știți foarte bine că în Danemarca o să trimitem mai multe, vom trimite iarăși în Danemarca, vindem și vinem în alte țări. Cred că în acest moment 150.000 parcă, nu, un milion de doze parcă în Danemarca, dacă țin minte, dar vom vedea, trebuie să Ministerul Sănătății are toate cifrele. Cu toate acestea, premierul Florin Câțu susținea că este mulțumit de modul în care decurge campania. În acest moment sunteți mulțumit de cum merge campania de vaccinare, nu ați atins nici măcar o țintă din care v-ați propus-o dumneavoastră și guvernul pe care îl conduceți. Nu este adevărat, am atins o țintă, cea mai importantă țintă. Știți foarte bine că ieri în București au fost 24 de ore, nu a fost nicio persoană infectată. Aceasta este ținta vaccinării, este aceea de a elimina pandemia și ținta este atinsă.